Tovarăși și prieteni, iată ne aflăm și aici. Și aici ne aflăm la o placă comemorativă la care nu vine chiar nimeni, pentru că niciunul dintre ziariștii ăștia împuțiți nu vor să aflăm adevărul istoric. Uitați, pe 8 noiembrie 1945 au fost omorâți niște muncitori de către glanțele monarhiștilor, de către glanțele monarhiei spurcate. Uitați numele lor: Hălmăgeanu Gheorghe, Șulea Ion, Irsa Emilia, Floruța Ion, Beu Constantin, Cincă Ștefan, Gheață Constantin, Bădescu Mircea, Scorțaru Ion, Tudor Nicolae, Chiciudeanu Florica, Mendel Isac. De ce au fost omorâți? Pentru că au luptat pentru democrație în țara asta și nemernicul de rege, nemernicul de maniu i-a împușcat. Trebuie știu lucrurile astea, tovarăși, că nu se mai poate cu minciunile astea. Uitați, aici au murit niște oameni care au luptat pentru democrație populară muncitorească și care au fost omorâți de rege. Cum se face că nimeni nu vine aici? Să ținem un moment de reculegere și în memoria lor. Veșnică fie amintirea lor.